ne fac să ne ducem la același lucru, dacă nu devenim conștienți să încercăm să schimbăm acel pattern, mentalitate, dacă vreți, pattern de gândire, modalitate de a face lucruri, modalitatea de a fi, domnule. Inclusiv motivație, deci, motivație de așa ceva. Deci aici este foarte, el, Robert Pulsing, în, el și subintitulează cartea lui An Inquiry into Value. Această interogare asupra valorii de care se ocupă, dacă și cartea de ulterioare care l-a scos Laila și, mă rog, și chiar metafizica valorii, el revine cu această perspectivă, să zicem, dintr-o o perspectivă asupra valorii privită din să zicem, din constituția lui ca un filozof, ca un înțelept, care privește lucrurile și nu neapărat ca un om de știință. Întotdeauna, cum să vă spun, omul de știință nu e suficient, avem nevoie și de înțeleptul, sau în orice caz omul care are o experiență și asupra de viață bogată, care a trecut gândindu-se mereu asupra, eu știu, reverberațiilor, impactului a ceea ce a trăit, ceea ce a trăit și societatea cum a evoluat în lume. Și evoluează extraordinar de rapid, încât ne întrebăm, ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile cu noi, cu apropiații noștri, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, și vedem că, într-adevăr, îi stăm de multe ori să nu mai înțelegem datorită dinamicilor foarte, foarte mari care sunt. O altă observație, tot așa semnificativă, dar care vine în direcția pentru a punta ceea ce vreau să spun, este preluată din Russell Alcott. Russell Alcott fiind un cunoscut, să zicem, în zona managementului operațional, cercetărilor operaționale, care a scris câteva cărți foarte interesante prin anii 60 despre strategie și despre ce înseamnă dacă vreți, o strategie dintr-o perspectivă a cercetării operaționale, faimoasa cercetare operațională, care o discutam prin anii 60-70, de atunci până prin anii 80, probabil de atunci acolo, odată cu dezvoltarea, să zicem, PC-ului, nu se mai vorbește despre cercetarea operațională. Oricum, ideea este că, eu spunem foarte clar, manager, not serve problem, they manage masses. Deci, oricum, managerul și poate mai mult liderul în perioade de tipul de rapide schimbări, el mai degrabă are, dacă vrea să rezolvă o problemă, s-ar putea să rezolve o problemă care nu mai se pune sau nu mai cere să o rezolve. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă acum cineva vrea să mai rezolve problema ca toată lumea să aibă un telefon fix. E clar că acum când vorbim de protocolul electronic, de smartphone, de spune de tot ce vreți, de toate astea, cineva face sau cineva dacă vrea acum să rezolve problema dacilor 1300 care încă mai circulă despre drumurile României. Vă dați seama că evoluția a fost atât de rapidă, pentru că din punctul ăsta de vedere suntem totdeauna parte cu fluim, ca și, să zicem, ca și valisă din Țara Minunilor, când spunea despre conversația lui, că aici, în locul ăsta, trebuie să gâfim ca să rămână pe loc. Și noi cam am senzația că asta am făcut, am gâfit și cam am rămas pe loc, chiar dacă s-au mai schimbat între timp peisajele, s-au schimbat multe lucruri, dar noi am cam gâfit și totuși am rămas pe loc, am făcut relativ puțin pași în direcție sau altă. Acum am dat iarăși un citat de la un scriitor, dar și un fermier din Kentucky, care el până la urmă își realizează că, de fapt, cunoscând, îi dă seama că știe din ce în ce mai puțin. Și dacă vreți, noi vom fi întotdeauna ca țărar, vom fi întotdeauna ca orice țărar, ca orice fermier, care știind, învățând ceva, va rămâne totdeauna în urmă. Ignoranța lui sau diferența, dacă vreți, de cunoaștere. Deci ignoranța e mult mai mare și rămâne într-un fel perplex în fața multor din evoluțiile care face față. Care nu, sau cărora nu le mai face față, sau le face cu greu față. Bineînțeles că mi-am promis să dau și din zona științei complexității și
din unul dintre autorii, să zicem, dragi dumneavoastră, James Lee, cu Chaos Making the World of Science. După cum vedeți, aspectele de non-realitate nu au fiind asupra lor, recunoaște-o mai bine ca toți cei care sunt deținând de aceste indicatoare la confesii versii. Și o să trec cu puțin mai repede. Iarăși este, și să zicem, ultima observație așa semnificativă, ca să ne focalizăm apoi pe ceea ce vreau să spun, de fapt, este dată dintr-unul dintre mari, să zicem, arhitecți și gânditori asupra ideii de arhitectură, Christopher Alexander. Christopher Alexander are foarte bine conturată perspectiva pattern-ului în arhitectură, sau în urmă și de altfel, în faimoasa lui operă scrisă în anii 2008, The Nature of Order, 4 volume, se reaplacă foarte bine asupra o gândire a complexității într-o perspectivă a, să zicem, a profesiei lui de arhitect, arhitect, mă rog, nu doar arhitect, dar oricum filozof al arhitecturii, dacă vreți. Să cum vedeți, el se aplacă puțin la această anumie coadaptivă a organismelor în natură, pe care este dată, pe care nu arată orice tip de morfogeneză din natură. De altfel știm cu toții că, mă rog, ne simțim din ce în ce mai, să zicem, mai, într-un fel, angoasați de o arhitectură care parcă în marile orașe de pe Pampamon, parcă și-a ieșit minți. Oricum am vrea arhitectura și orașul în sine, orașul ca locul în care se întâmplă inovări, creații, etc., etc., care este totuși polul de creativitate și de inovare a oricărei, nu știu, societăți sau țări sau națiuni sau globale, dacă vreți, este clar că vedem că este atât de important, dar nu arhitectură, o arhitectură care să integreze, dacă vreți, în ea o problematică a sustenabilității, devine din ce în ce mai acută și mai, dacă vreți, urgentă. Mi-am aminte că dacă ne ducem și vizităm, să zicem, chiar așa, în perioada asta, în calendar nu este data, 100 și ceva de ani, nu este data Sagrada Familia lui la Gaudí, a Antonio Gaudí, de la Barcelona, o să vedem că ceea ce, în general, mi-a plăcut totdeauna în lucrările lui și, dacă vrem sau nu vrem, Barcelona stă sub semnul creativității acestui mare arhitect, care a deschis, dacă vreți, drumul unei arhitecturi mai organice, mai orientate spre așa ceva, înspre, și sigur, dacă vreți, un arhitect al complexității. Și dacă vedem această Sagrada Familia, o vedem și acum cum se construiește sub ochii noștri, că, într-adevăr, integrează de la început ceva care ne face plăcere să o privim. Da, ne face plăcere să o privim pentru că, iarăși, dacă privesc mai departe și vedem tot unul dintre, să zicem, teoreticienii arhitecturii, noi arhitecturi, Nicolas Alingados, vorbește despre faptul că dacă o arhitectură nu are integrate cel puțin trei nivele diferite de fractalitate, dacă vreți, acea arhitectură, acel obiect arhitectural, acea clădire, acel lucru, cum se spune ce vreți, acel ceva ne angoasează. Noi suntem obișnuiți într-un mediu de natură fractală să ne simțim bine. Ne simțim bine în natură, ne simțim bine. În același timp știm foarte bine că în apartamentele noastre publice de care trăim, dacă nu am avea o floare, un arbust, în asta, probabil că viața noastră ar fi mult mai neagră și mult mai să vă spun, mai cenușie și în orice caz și nu te-ai simțit bine. Și nu, e clar că, uitați-vă puțin cât de lipsă de personalitate între ghilimele are orașul București. A fost atât de mult
dacă vreți, căsăpit. Fel și chip și, păcate, nu există nicio minimă gândire urbanistică orientată în direcția asta. Un lucru care, de altfel, am senzația că totuși natura, lăsând-o așa cum ea de săptămâna Bucărești, a început să-i dau ceva cu totul la parte. Nici o altă capitală europeană nu are o, să zicem, o mini-deltă în interior orașului. Probabil că asta ar trebui să lucrăm puțin în a dezvolta în direcția asta urbanistică care se ține cont de acest fapt. Lăsat așa, pur și simplu, natura și-a făcut, dacă vreți, și-a dus rolul la capăt și-a generat ceva care, sau o creație a naturii, a generat ceva care ne place să-l vedem. Duceți-vă dacă n-ați văzut, eu am rămas pur și simplu încântat să... Bun, l-am văzut pe margine, nu știu, din păcate ar trebui să se facă efectiv. Am văzut că sunt, să zicem, inițiative în sensul acesta, dar personal cred că trebuie, mai mult dacă e ceva care începe spunea că se fie văzut în București, probabil că acest lucru ar trebui să fie unul dintre primele lucruri. Sunt 7 metropolitane pe care... 7? Bun. 7... Așa cum e... Bun. Dar care sunt la delta, la delțile, la mă rog, este la Alexandria, este, dar nu, discutam așa, în afara unii, de tocmai asta, această unicitate. Această unicitate ar trebui să fie pusă în valoare. Mă rog, acum, bineînțeles, după aceste observații semnificate, vedeți dintr-un ăsta de vedere, sigur că avem problematica sunt mai complexe, mecanisme mai simple, nu vreau să insist asupra lor, dumneavoastră pare că le știți mai bine, sunt doar câteva dintre ele sau una dintre perspective, viziuni, însă și altele care sunt. Nu, aici, sigur că perspectiva complexității nu este, nu există abordări și abordări în cazul. Ce înseamnă? În sensul în care Slide-ul generic, în care, care generează ceva, care are capacitatea de a... Da, mai sigur că am sensul în care și dezvoltă așa ceva. În orice caz, am avut tot timpul să... Întotdeauna am avut, să zicem, o vedere globală că există cel puțin 3 perspective asupra paradigmei complexității. Nu știu dacă l-am făcut cineva, asta este viziunea mea. Și este o perspectivă americană, Santa Fe, care, mă rog, Santa Fe, care știi toată lumea, știu că ea cel puțin nicio perspectivă, care, din punctul meu de vedere, este prea analitic-reducționistă. Asta nu înseamnă că nu care o lui foarte importantă, și instrumentele și tehnicile pe care le-a dezvoltat sunt foarte importante. E perspectiva europeană, franceză în general, care este prea bar generalistă. Aici mă refer în general la Edgar Morin sau la Jean-Louis Lemoine și, mă rog, și inclusiv la Nicolas Luhmann, dacă vrei, din Germania, care au și perspectiva, o perspectivă, să zicem, mai din zona și funcțiilor societale sau societății umane sau umaniste asupra complexității. Și, bineînțeles, eu personal, când am fost la Morel, atunci m-am confruntat pentru prima dată, în 92, cu gândirea lui Robert Rosen. Pentru mine, Robert Rosen rămâne un mare, este un matematician, biolog, care a reușit, prin cele câteva cărți pe care le-a scris, să aducă, nu știu, ceva în plus față de perspectiva. Sigur că chiar este, perspectiva este chiar mai veche, dar recuperarea ei s-a făcut după ce cunoscut la standard francez. De altfel, știți foarte bine că dacă vrem să privim înapoi într-o perspectivă istorică, probabil că are dreptate Borges când vorbește că ne inventăm predecesorii în ale științei complexității. Și dacă ne uităm în 2000 de ani, de fapt mai mult, poate 4-4.000 de ani, în toată treaba asta, putem să vedem și eu zic, hai să zicem, aș începe, dacă vreți, cu recuperarea lui în lista inventării, dacă vreți, a predecesorului, recuperarea, dacă vreți, între ghilimele, grădina lui
revenabilului, aș uitați-mă puțin ca un lapsus. Cel care... Haideți. E Academosul, așa, este Liceumul lui, Academosul de Platon, Liceumul lui Aristotel și imediat după, în perioada asta, acolo grădina lui, cel care s-a ocupat hedonismul, de hedonismul înțeles cu totul altul de pe care înțelegem noi. Deci vreau să spun, grădina lui, Epicur, da? În grădina lui Epicur, care într-adevăr, dacă ne uităm puțin acolo la el, nu e adevărat că în ce a rămas, cele câteva rămase din zona, au scris arții despre el, pentru că iar își fac aici o paranteză, se știe, el a scris foarte bun, se vorbește de existența vreo 300 de lucruri, care toate au fost, mai ales, puse la rung, de inclusiv de către, să zicem, noricele sau părinții. Primul de nu prea știm, în care s-au gândit o bună parte, cunoaște, dar prin intermediul altora care a scris despre el, inclusiv că ți era rată sau cum, și așa mai departe. Deci, cum să spun, asta ar fi din punctul meu de vedere primul și după aceea începem să vedem că există, sigur că putem să discutăm și despre un, nu știu cum să numim, de, un Lao Tzu există în excelență un gânditor de faptul ăsta, măsura în care existați personaje mitice în momentul de față, discutăm despre el, între tot cam ceva mai devreme, etc., Buddha și ce înseamnă din alte, să zicem, civilizații. Și trecând ulterior prin zona, să zicem, relașentistă, spre, să zicem, Montaigne, Pascal, spuneți mai departe, sau Vico, Jean-Baptiste Vico este unul dintre cel care, dacă vreți, poate că cel mai apropiat dintre precursorii unei gândiri